Bună seara, 10 martie 2021. Suntem la iepuraș. Aici avem 5 pui de uriaș din 8 februarie. Sunt cu mama lor. Trebuie să sugă. Aici au 3 femeluțe de uriaș. Din 12 decembrie. Poprite pentru matcă. Tata lor mascul bronz. Aici are 2 mascul, 2 femele. Seara au fost tatuați. Din masculul de bronz. Masculat frumușel. Apoi cu fita canin. Avem aici digestin forte, apă oxigenată și betadina și Bicox. La cei care i-am încercat le-am pus în apă. De data aceasta. Cel care fă foarte balonat să mai, să mai reveni, mănâncă, e ok. Toledă să sugă. Aici am încercat, avem 6 masculi, la 2 luni și ceva. Mai încolo să îi separăm, păi cum cresc. Sunt din femela de bronz cu mascul de stors. Amestec, enterocher. Terminat subtul. Aici alți 6 prechindei, femele din linia mea. Talor mascul bronz. Aici masculul de la stors. Depo din campion european. Un masculaj, tot din mascul de bronz. Mascul de ghifer de la Virgil Manole. Mascul de la bronz. Tot timpul de așa se aude el, că e cu gura și pune apa aici și curge pe bărbie, el n-are nimic la dinți. Am dat cu spray, mai trece, apare iarăși. Femela de la bronz, am încercat-o. A 12 pui. Femela foarte mare. În jur de 9 kg. 13 pui a făcut, 11 erau pe ea și la un moment dat și 12.
aici purcelașul, am făcut curat. Are mâncărică aici. Un mascul are frumșel. Loții. Femela foarte bună pe blană, cea mai bună femela mea. Din nemți. Cerexi. Sora ei cu cei 7 prichindei. Aici avem o femelă foarte bună pe blană. Pigmentație. Alta femeie de californian. Aici e baba. Aici e de femeie de hicol cu californian. Cea de californian am pus-o sus aici. Femela din decembrie. Iar aici am băgat un masculaj de uriaș. Aici e neamțul. Femela de hicol cu californian. Un masculos are frumusel din decembrie, fratele lui femeia e de sus de aici. Aici avem unul de octombrie. Ce e aici? Maia? Aici avem masculul de alb, la bronz florin. Iar aici avem 4 femeluțe oprite, surori, cu cei 6 masculi, tot din femeia de bronz. Masculul de neon. Aici baba, bătrână la uriaș, cei 4 prichindei. Cele 2 femeluțe de California. Aici avem un... Toate bune pe desen. Nemțoaica. Californian. Iar aici o femelă de uriaș. Din neamță. Și cu această femelă. Asta e mama ei. Am oprit 2 femele din ea. Amândouă s-au făcut mari. Peste 9 kg. Aici așa pregătit. Își face cuibul. Mireazele următoare, cumva pe ea. A venit a 3-a serie de pui, o serie a pierdut-o. Deci cum ar veni a 2-a serie, a 3-a fătare, cu a 2-a serie de pui, să sperăm. Baba la 5 ani.
Doresc o seară bună la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Avem un grup pe Facebook, Iepuri, pasiunea ce ne leagă. Acolo puteți posta videoclipuri, poze cu iepurii dumneavoastră. În domeniul iepurilor, dacă aveți întrebări, mă puteți suna la numărul 0756-575-385 pentru neclarități și pe Facebook, Dani Husar. Foarte mulți îmi scrieți aproape în fiecare zi, în limita posibilităților mele și cât cunosc eu la iepuri, încerc să vă ajut pe fiecare. Și eu mai trebuie să învăț, am multe de învățat, am mai făcut și greșeli, învățăm și din greșeli, mergem înainte. Uitați cum dă și se aude așa. Asta e sora iarăși cu femeia la ce v-am prezentat-o din aur, din bătrâna mea. Tot din Neamțu. Un mascul ce a avut 96,5 puncte în Germania, la Frieden, de la HG Baumein, un crescător foarte bun. La Naționala Germania a avut mascul și o femeie de 97 de puncte. Mascul a fost peste 8,5 kg. Păcate, l-am pierdut, n-am avut grijă de el, învățătură de minte, nu i-am pus paie destul sub el. De aceea vedeți acum toți au paie, așternut gros, să nu pățesc cu paie, să nu pățesc bătături la ei. Avem aici și digestimul, le dăm la 1-2 care credem că au probleme până își revine. Foarte bun pentru balonări, mai puțin câte un iepure 2 să se întâmple lucrul acesta. Sperăm că vor fi în continuare ok iepurașii mei. O seară bună. La revedere!